Nu pot să mă plâng că n-am avut noroc în viață. Am început de jos vânzând mașini second hand. La un moment dat vindeam chiar și 7 mașini pe săptămână. Apoi am înființat o firmă de construcții. Apoi a venit criza. Niciodată n-am crezut că să am suficienți bani să împlinesc fiului meu visul de a deveni pilot. Apoi am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată. Aurelian Constantin din București a câștigat premiul de Superlinie Metropolis în valoare de 100.000 de lei. Duminică poți fi tu! Super Bingo Metropolis! Câștigi pe bune!